Toate domeniile au avut de suferit în aceste momente de război, după cum conaționalii noștri sunt peste tot. Am reușit să realizăm un reportaj cu un antreprenor moldovean care are afacere în Ucraina de mulți ani. Cât de complicată este situația pentru afacerea lui și ce prognoze își face Vladimir Tomulescu, aflăm imediat. Evenimentele s-au început la fără 15 minute 5 dimineață, m-au trezit, au fost explozii care că păreau că nu-s departe. Deja m-am priceput că asta e atacul rusesc, dar totuși credeam că poate o greșeală și am așteptat, ca și cred că și cine din Odessa, că acușa se termine. Însă noutățile se îngroșau și am hotărât să mă întorc acasă. În Ucraina, afacerea o am din anul 1998. Înainte am avut-o la Kiev, apoi am trecut la Odessa în 2005. Afacerea este în domeniul construcțiilor. În ziua aceea noi n-am făcut nimic, nu s-a deschis, așa și-a rămas închis și magazinele și depozitul, tot a fost așa cum a prins, așa și-a rămas închis toate. A doua zi deja noi, eu am contactat deja lucrătorii și le-am decis că noi, până se limpezește ceva informația ce se întâmplă, noi nu acționăm, așteptăm. Până la urmă, totuși panica, totuși frica de război a dus aceea că deja o mare parte a lucrătorilor mei sunt plecați în România, au plecat doi, în Bulgaria au plecat o familie, în Polonia au plecat două familii, în Germania au plecat. O mare parte a resurselor au rămas acolo, deoarece bani pe cont, depozit, oamenii, materiale, unelte, mașini și așa mai departe, au rămas, cred eu că o să fie totul bine și o să rămână tot în siguranță, dar venitul cam e ca la război, fără venit. Părerea mea atunci când o să câștige Ucraina războiul, nivelul de trai o să crească considerabil, o să crească investițiile, o să crească economia. Cred că foarte, foarte în scurt timp o să devină o țară europeană cu adevărat.